De ce mi-ar face soarele așa ceva? Mi-a ars pielea rău de tot! Doare! Wow! Să-mi dai și pe încheieturi, mamă? Desigur! Ce-i asta? E doar mai mult gunoi! Gunoi? De fapt, nu e deloc gunoi! Pepenele roșu calmează arsurile! Nu-i așa că-i plăcut? Mult mai bine! Mulțumesc, mamă! Cu plăcere! Poftă bună! Insectele astea sunt atât de enervante! Termină! Mamă! E în regulă, dragă! Ce să fac acum? Mama! Ce, Essie? Insectele astea mă înnebunesc! Alungă-le cu asta! Serios? Va fi distractiv! Ha! Am să te prind! Ha! Ups! Am comis-o! Nu mi-a plăcut asta! Unde era numărul vânătorului de țânțari? Voi rezolva asta odată pentru totdeauna! Are cineva nevoie de un ucigaș de țânțari? Pentru că sunt înarmat și pregătit! Bine, pentru că sunt peste tot! Am înțeles! Ha! Wow! Așa este! Iu! Tipul ăsta nu pleacă nicăieri! Îți promit! Eroul meu! Cu asta mă ocup! Ce? Oh, bine, poftim! Minunat! Plăcerea-i numai a mea! Acum că am plecat, pot să zbori! Haide! Oh, mulțumesc că m-ai eliberat, domnule! Vrei să faci cumpărături? Ce? Cui pasă? Hei, am o idee! Să mergem să tăiem niște lemne! Haide! Pare a fi un loc bun! Ah, ce relaxant! Pleacă de aici! Ce? Au! Ce-a fost asta? Țânțari proști! Lăsați-mă să fac plajă în pace! Da! Încearcă să mă mănânce de vie! Gina, ce se întâmplă? Iar te deranjează țânțarii? M-au mușcat peste tot, vezi? Sunt ca o pizza cu peperoni! Lăsați-ne în pace! Ați auzit-o? Plecați de aici! Te-am prins! Sau nu? O să te prind într-o zi! Și uite cum o voi face! Începând cu un pistol de lipit! Umple forma pătrată cu linii, mergând mereu într-o direcție! Apoi fă mai multe linii în sens invers! Arată foarte bine până acum! Acum prinde două astfel de obiecte de un băț. Pune mai mult lipici pentru a ține totul la oaltă. Gata! Poftim, dragă! Serios? Asta va funcționa? Există un singur mod de a afla. L-am prins? L-ai prins? Nu, a scăpat! E în regulă, îți arăt eu. Ha! L-am prins! Tac! Vezi? Simplu! Sunt gata acum! Să o facem! Suc proaspăt! Ah, ce revigorant! Dar trece direct prin mine? E cineva aici? Alo? Da, doar să faci calculele! Stai așa! Da, frumos! Am mâncat prea mult taco aseară! Hiu! Grăbește-te! Ce faci acolo? Vai, poate că nu vreau să intru! A fost oribil! Dar tot trebuie să fac pipi! Dacă nu e de 5 stele, nu merită timpul tău! Mami! Am nevoie de tine! Ce? Ciao! Iar începe! Ce mai acum? Trebuie să fac pipi! Du-te și fă pipi! Nu! Tata a făcut dezastru acolo! Se pricepe la asta! Stai, am o idee! Uite! E ca o toaletă adevărată! Încearcă! Nici gând! Ezi! Ah, bine! Așa! Stai puțin! Acum ai puțină intimitate! Gata? Yes! Ne vedem în curând! Poftim! Ce ușurare! Oricum, e rândul meu! Ce-am făcut aici? Oh, Doamne! La ce-am fost martoră? Trebuie să plec de aici! Ah, ce bun! Uh-oh! Chiar trebuie să fac pipi, mamă! Acolo, dai drumul! Okay. Chestia asta e dezgustătoare! Nu se poate! Mamă! Ce mai acum? Ce este, dragă? Oh, e destul de îngrozitor! Știu! Vino cu mine! Apleacă-te aici și fă! Nu cred că pot! Știu ce poți face! Mamă! Sunt doar ciorapii mei! Pot servi ca protecție pentru scaun! Vezi? Se potrivește perfect! Haide! Bine! Wow! Nu simt nimic! Ah, natura! Haide, dragă! Fii fetiță mare și spală-te pe dinți! Chiar trebuie să o fac! Nu mulțumesc! Nu! Fără glume! Ah, bine! Vrei să ții irigatorul? Haide! Atac cu apă! Essie, oprește-te! Sunt udă toată! Essie! Ce zici de niște pastă de dinți Barbie? Barbie? Vrea să te ajute să te speli! Niște pastă de dinți, te rog! Mulțumesc! Cu plăcere! Vezi? Pot să fac schimb cu tine? Sigur că da! Wow! Vreau niște paste de dinți! A funcționat! Te-am prins! Cum te simți? Serios, mamă! E delicios! Trezirea! Ce n-ai? M-am trezit! Ești mulțumită? Ce-i ăla? Cum ai făcut asta? Ok, hai să mergem la piscină! Hei, Claire! Vino încoace! Ce viață! Ce bine e! Sunt singură în piscină! Hei, scumpa mea, ți-am făcut ceva de mâncare! Nu mi-e foame, dar e combinația ta preferată! Nu vreau nimic! Ia doar o gură! Le-am făcut special pentru tine! Nu, lasă-mă să not! Poți sta aici toată ziua! Hiu, am înnotat, nu glumă! Serios? Gustă puțin! Lasă-mă în pace! Nu cred! Cred că n-a fost o idee bună. Am o idee! Am nevoie de o baghetă din spumă pentru piscină. Acum o să o tai în două. Fix așa! Pasul următor. O să pun lipici fierbinte peste zona plată. Pe ambele laterale. Pentru a fi sigur că stă bine, avem nevoie de mult lipici. Cred că e suficient. Acum lipește spuma de un coș cu mâncare. Apasă bine ca să se lipească. Trebuie să mă asigur că plutește, deci o să-i acopăr fundul cu fragmente de spumă. Dacă nu ieși din piscină, atunci vine mâncarea la tine. E gata să plutească. Navigare plăcută! Ce-i asta? Wow, e extraordinar! Oh, mănâncă! Ce bun e! Mersi, mamă! Ce mult mă bucur că-ți place! Urăsc să-mi fac bagajul! De ce e atât de greu? Poate dacă le lovesc așa... Intrați odată! Ce enervant e! Ah, era să uit de astea. În valiză cu voi! În valiză cu voi? Nu ți-ai terminat bagajul? Nu pot închide valiza. Există o singură soluție. Nu cred că ăsta era planul tău. Ups, scuze. Ce drăguț! Hai să te ajut. Vrei să mă ajuți? Ar fi super! Ce de haine! Îmi plac toate! Elegant! Ok, începe cu lenjeria intimă. Împăturește-i în două. Pe urmă rulează-i. Apoi ia un tricou. Puneți pantalonii deasupra și împăturește-i. Apoi împăturește tricoul. Împăturește-l de câteva ori până obții un dreptunghi strâns. Împăturește-ți sutienul costumului de baie suprapunând cupele. Ok, pantalonii scurți. Pune un top scurt peste ei. Împăturește-l așa. Apoi împăturește pantalonii scurți. Îmi place jacheta asta. Începe de jos. Întoarce baza pe dos și suprapune mânecile. Împăturește jacheta de 3 ori. Și bagă-o în baza întoarsă pe dos. Acum are formă dreptunghiulară, ca valiza. Te-ai prins? Așa, acum trebuie doar să le pui în valiză. Totul va fi strâns bine și se va potrivi la fix. Bagă hainele mici în buzunar. Așa economisești mult spațiu. Trage fermoarul, închide valiza și ai terminat bagajul. Ești gata? Hai să mergem! În sfârșit am terminat! Stai așa, nu te grăbi! De ce? Ah, corect! Abia am făcut curat în cameră! Ce lume crudă! Scuze, o să merg rapid! Hai, mai repede! Ai adus acasă tot nisipul de pe plajă? Mi-am cerut scuze deja! Serios? Gata! Treci la duș! Hei, ai grijă? Ok, ok, mă duc! Wow, Claire e super pasionată de podelele curate! De ce nu curge apă? Hai odată! Ce mă fac? Oare pot folosi ceva de pe aici? Pudră de talc! Ar putea fi ce trebuie! O să-mi dau cu pudră pe picioare și o să mă frec! Cade tot nisipul! Funcționează! Acum și celălalt picior! Ce bine că mi-a venit ideea asta! Dacă nu pot face duș, asta e varianta cea mai bună! Data viitoare trebuie să o iau cu mine la plajă! Am scăpat de tot nisipul! E curat! Din nou! Ghici ce? Stai să te analizez puțin! Am scăpat de tot nisipul! Super! Nu curgea apa, dar am avut o idee genială! Oh, nu! A fost un accident, jur! Podeaua mea! Podeaua mea curată în lună! O să ai nevoie de asta! Am înțeles! Scuze! Ce băutură delicioasă! Au, au, au! Oh, ești bine? Ce rău mă doare! Ce-ai pățit? Cred că am stat prea mult la soare! Ah, știu! Folosește un cup de gheață! O să te ajute să te răcorești! Mersi! Încerc orice! Ah, ce bine e! Mi-a venit o idee! Mă întorc imediat! Nu plec nicăieri! Am nevoie de o frunză de aloe. O să tai o bucată din ea. Apoi o să tai bucata în două pe grosime. O să desfac frunza. Și o să-i scot pulpa. Vreau să o folosesc pe toată. Apoi voi folosi un blender. O să bag pulpa în blender. Am nevoie de mult aloe și de niște apă. Cred că ajunge. O să-i pun capacul și o să omogenizez totul. O să mărunțesc totul bine. Ce bine arată! Emma o să fie super încântată! Acum o să torn sucul de aloe într-o tăviță de cuburi de gheață. O să umplu toate golurile. Sigur o să avem nevoie de ele. Acum o să bag tăvița la congelator. Au! Au! Nu mai ies niciodată din casă! Ți-am făcut astea? Sper să te ajute! Freacă-l peste arsură! Ce efect calmant are! Oh, da! Ce bine e! Mulțumesc! Cu plăcere! Ah, de ce ai făcut asta? Bine că te ajută cuburile de gheață. Oh, ce drăguță e! Ia să mai fac una! Nu! Câh! Așa arăt eu? Ia să mai încerc o dată! Asta sigur a ieșit bine! Oh, nu arăt deloc bine! De ce nu-mi iese nicio poză reușită? Poate unghiul e problema? Încă puțin! Ce n-ai? Ce faci aici? Ok, interesant! Trebuie să văd de unde vine! Nu vezi așa ceva în fiecare zi? Wow! Nu se mai termină! Ah, bună, Claire! Cred că m-ai lovit când eram afară! Scuze! Vrei să-ți faci un selfie? Da, dar nu-mi iese! Atenție la spațiul personal! Stai! Folosește ambele telefoane! Oh, ce idee bună! Încă puțin! Cum e? Stai așa! Perfect! Oh, arăți bine! Știi să pozezi? E super! Cred că ajung! Ia să văd! Oh, ce bine arată! Nu-i așa? Sunt pregătită! Haide! Vine! Dă tot ce ai mai bun! Boc! Am lovit-o, tată! Așa e, micuțo! Acum hai să exersăm reverul! Wow! Scuze, scumpule! Ai lovit-o departe de data asta! Oh, serios? Haide! Glumești? Wow! Tehnologia e uimitoare! Un picnic tată-fiică! Ce poate fi mai frumos? Nu vrei să desenezi ceva până pregătesc eu totul? Și poate că o să mă delectez cu o felie de castravete! Mmm, crocantă! E distractiv, tati! E cea mai tare zi! Oh, m-a mușcat ceva! Te pocnesc! Oh, mă mănâncă! Sunt țar idiot! Oh, e nasol! Am șters-o de aici! Castravetele ăsta e atât de bun! Mă distrez de minune! Mâncare grozavă, vreme incredibilă și momente alături de fiica mea! Salvează-te, tati! Ia, au dispărut! În sfârșit! Nu, nu se poate! Nu! Îl vânează pe tata! Acum devine personal! Trebuie să fac ceva! Sunt un tip norocos! Uf! Era un țânțar! Era imens! Sunt o eroină! Un țânțară? Mulțumesc! Stai puțin, știu ce să fac! Putem să folosim ăsta! Am uitat complet de el, o să ne rezolve problema! E un cort din plasă! Wow, ce șmecher e! Hai să intrăm în el! Wow, e super spațios! Și partea cea mai tare e că țânțarii n-au cum să intre! Ne-ne! Învață-i minte, scumpo! Stai, eu nu sunt în cort! Uh-oh! Ah, Betty! Ah, în sfârșit suntem în noua noastră casă! Te descurci de minune, scumpo? Trebuie să scăpăm de ziarul ăsta! Ok, cred că putem să ne apucăm de zugrăvit! Wow, ador culoarea asta! Oh, pare distractiv! Vreau și eu să pictez ceva! Cine știe, poate sunt o pictoriță talentată! O să pictez un soare! Wow, e incredibil, scumpo! Ok, trebuie să agăț un tablou. O să bat cuiul în perete. Trebuie să am grijă la degete. Bună idee, tată! Deci, fac o gaură în perete? Pare simplă treaba. Uh-oh! Tati? Mi-e foame! Vreau să mănânc ceva. Nu pot să lucrez pe stomacul gol. Tată! Ascultă cum face stomacul meu! Trebuie să mănânc! Ah, ok! Nicio problemă, scumpo! Poți să stai aici! Cred că merităm asta! Ne-am făcut poftă de mâncare! Arată apetisant! Ups! Stai să încerc iar! Ok, de data asta! Tati? E prea greu! Ce s-a întâmplat, Betty? Poate găsesc un obiect care să te ajute? Suntem într-o încurcătură mare! Stai puțin! S-ar putea să fie util ăsta! Cred că pot să încropesc ceva! Merită să încerc! Nici nu știu cum am făcut asta, dar nu mă plâng! Ce faci? Poți să-l folosești pe post de tăviță! Wow, e super! O să pot să mănânc acum? Un deliciu! Mersi, tati! Mi-am făcut datoria! Stai! E nasoală treaba? Ia-ți farfuria! Am nevoie de asta mai mult decât tine! Poftim? Ah! Te duci să faci caca. Asta e fata mea. O să fie unul mare. Ce bine e! Trebuie să mă șterg. Nu vreau să mai pățesc ca data trecută. Iu, cred că ajunge. Bună, tati! Pare fericită. Iu, ce miroase! Îmi lacrimează ochii. E îngrozitor. O să vomit. Betty iar a uitat să trag apa. Trebuie să învăț să trag apa. Cartea asta e grozavă. Nu pot să o las din mână. Bună, tati! Eu și caracatița mea am fost în grădină. Sper că v-ați distrat. Stai așa, aia e hârtie igienică? Da, este. Copiii din ziua de azi, ce să le faci? Stai, mirosul ăla s-a întors. Cum poate cineva atât de mic să producă un miros atât de nasol? Impresionant, nu-i așa? Oricum, trebuie să-mi termin desenul. Abțibildurile alea mi-au dat o idee. Trebuie să cumpăr ceva. Să vedem. Exact asta căutam. Cum ai intrat aici? Asta dă livrare rapidă. Asta o să rezolve totul. O să-l lipesc în interiorul vasului de toaletă. Și când trag apa, apare o imagine. Ce vrăjitorie e asta? Wow! Pot să încerc și eu? Chiar te rog! Haide! Gata! Acum o să trag apa. Wow! Am reușit! Am făcut abțibildul să apară! Wow! Ce bine era dacă îmi venea ideea asta mai devreme! S-a întors! O să plec! Te las să-ți faci treaba! Aer curat! Fiți atenți, elevi, e important! O să dați test din asta! Azi e test? Nu uitați să vă notați asta și să-mi spuneți dacă scriu prea repede. E un exercițiu greu! Mi-a dat bătăi de cap! Deci, cine vrea să-l rezolve? Ce faceți? Pun pariu că nu pot să faci asta. Dar matematica e palpitantă. Betty, rezolvă tu exercițiul. Eu? E nedrept. Vino aici, ar trebui să te descurci. Nu promit nimic. Nu mă descurc bine sub presiune. E simplu, ăsta e răspunsul. Ai încredere în mine, sunt un geniu. Grozav, mersi. Ce m-aș face fără prietenii mei buni? Un iepăraș. Poftim? Nu-i de mirare că am părul alb. Trebuie să înveți mai mult, domnișoară. Dar mi-am dat silința și apoi a zis că am greșit. A fost doar vina lui Jared. El mi-a zis răspunsul și după am plâns. A fost atât de jenant. Stai liniștită, scumpo. Matematica e grea. Eu o uram. Stai puțin. Punga asta cu fasole este plasată convenabil. De fapt, zici că e un semn. Cred că știu ce să fac. Mai întâi îmi trebuie o pungă cu fermoar goală. Folosesc un marker ca să desenez pe pungă. Întâi desenez un cerc. Apoi îl numerotez și adaug niște petale de flori. Desenez mai multe flori și le numerotez. Acum îmi trebuie niște gel de păr. O să-l torn în pungă și acum mă ocup de boabele de fasole. Le fac roșii și aștept să se usuce. Apoi folosesc niște vopsea neagră într-un capăt. Vreau să semene cu o buburuză. Fac la fel cu celelalte boabe. Acum pot să le bag în pungă. Gelul le face să alunece mai ușor. Le așez aleatoriu în pungă. Asta o să te ajute cu problemele tale de mate. Wow! Arată incredibil! E fix ce-mi trebuia, tată! Ok, cred că sunt pregătită. Hai să încercăm iar! Mă descurc! O să mut o buburuză pe numărul de pe floare. Apoi o să mut pe asta pe cealaltă floare. Și are nevoie de o prietenă. Răspunsul e 2. Domnule? Betty, serios? Vino! Mult noroc! N-am nevoie de noroc, ci doar de buburuzele mele. Wow, sunt impresionat! Ține-o tot așa! Mulțumesc! Hiu! Woohoo! E timpul să pregătesc cina! Și să nu-mi uit boneta de bucătar. Ce să pregătesc? Ce e chestia asta? Ramen! Wow! O să iasă perfect! O să dau câteva condimente și ulei. Cătitul e distractiv. Și acum apa. Clare apă. O torn acolo. Arată bine. Amestec puțin. Pregătesc o minunăție aici. Tati! O să fie tare surprins. Ce s-a întâmplat? Te-am auzit țipând. Ți-am pregătit cina. Arată bine, nu? Ramen? Mâncarea mea preferată. Abia aștept să gust. Ia să văd. Au! E vreo problemă? Stai să-ți arăt ceva. Trebuie să gătești tăieței. Trebuie să folosești apă clocotită. Pur și simplu o torni în bol. Apoi aștepți. Wow, habar n-aveam! Ce bine arată! O să savurez mâncarea asta! Tăieței sunt gătiți perfect! Au! Sunt fierbinți! Suflă pe ei, o să te ajute! Mersi, scumpo! Încă puțin! Uf! Tati? A fost înfricoșător! Încă sunt calzi! E ok! Trebuie să răcesc tăieței! Stai, cred că am o idee! Pot să folosesc boneta de duș. O să pun boneta pe masă. Apoi îmi trebuie niște cuburi de gheață. O să le bag în bonetă. Cred că ajung! Acum pot să pun bolul de ramen deasupra. La fix! Așa o să se răcească. Wow! Isteață treabă, Betty! De fapt, ai judecat la rece, te-ai prins? Sunt un comediant înnăscut! Ia-ți gust! Delicioși! Ești o bucătăreasă grozavă! Ești mai pricepută ca mama ta? Stai! Ăștia nu sunt tăieței! Da un plus de savoare! Ups! Bun, am ajuns! Și acum toate obiectele mele de plajă! În primul rând, Sania! S-a numit colacul în formă de gogoașă! Asta-i tot! Și acum să le fixez cu o coardă elastică! E timpul să merg la plajă! Wow! Ce ușor că arăia totul! Deșteaptă treabă! Să mergem! E timpul pentru o drumeție! Ta-da! Un lac frumos! Cad! Nu! Sunt tunelnearcă! Jared, ajutor! Betty, stai! Te salvez eu! Apa era așa rece! Ești fleașcă! Uite, cizmele mele sunt pline cu apă din lac! Auzi, trebuie să-ți dai jos hainele alea ude. O să-ți scadă temperatura corpului. Da, dar tot îmi e frig așa. Stai, o să-mi vin o idee. O să fac focul. Unde sunt chibriturile? Nu putem face focul cu niște chibrituri ude, Jared? Poate merge să folosim altceva. Da, folie de plastic. Asta o să meargă. Ok, mi-e așa de frig încât aș încerca orice. O să te înfășor cu totul în ea, o să te ajute, promit! Să nu uităm de partea trunchiului. Bun, acum o să tăiem partea din față. Vezi? Acum ai o geacă din folie de plastic. Wow, chiar îmi ține de cald! Eroul meu! Ok, hai să o întindem împreună! Da, e vreme de plajă! Jared, așteaptă! Stai pe loc! Trebuie să umfli asta mai întâi! Ce? Eu? Dar tu l-ai adus? Fie! Poftim, e gata! Bun, acum hai să mergem! Uhu! Ador să not! Nu, se dezumflă! Nu! Are o gaură în el! Ce nasol! Și el deja se distrează acolo fără mine! Ziua asta devine nașpa. Păi, și acum ce o să fac? Sticla asta de apă ține apa în ea. Asta înseamnă că o pot folosi să țină și aerul. Trebuie să golesc și să folosesc coarda asta. Îi fac corzii un nod într-un capăt. În partea cealaltă o să folosesc o bridă. Nu știu de ce, dar cred că folosirea bridelor e distractivă. O să strâng bine. Perfect! Aia-i gata! Acum mai fac și altele. E timpul pentru noua bridă. Trebuie să fie strânsă bine. Gata! Am făcut în rând întreg cu ele. Cui trebuie un colac drăguț în formă de gogoașă? Nu mie, pentru că eu mi-am făcut singură unul. E timpul să not. Wow! Ce are Betty? Bună treabă! L-am făcut singură! Haide! Să mergem unde e apa mai adâncă! Sunt chiar în spatele tău! Trebuie să mă asigur că iau totul. Jared, întoarce-te ca să poți să pun asta în ghiozdanul tău. Să nu uite ouăle! Stai! Nu o să se spargă acolo? Stai puțin. Cred că am o idee. E timpul să sparg câteva ouă. Pe toate, mai exact. Acum le bat nițel. Gata! Urmează o sticlă goală de apă. O să torn ouăle în ea. Așa, nici n-am vărsat pe lângă. Și acum capacul. Perfect! Ouăle sunt pregătite de călătorie. Ce ciudat, Betty! Se pare că cineva nu vrea o omletă în excursia cu cortul. Păi, ai putea să folosești o șosetă. Poți să pui ouăle înăuntru. Vezi? Șosete cu ouă! Sunt un geniu! Ah, Jared! Stai să mi le bag în ghiozdan! Ok, suntem gata de plecare? Bun, cortul a fost montat! Mi-e cam foame acum totuși! Deja? Bine, o să pregătesc ceva! Uite tigaia pentru prăjit! Dă-mi ouăle! Le am chiar aici! Oh, se pare că am o problemă! Ți-am zis eu că nu era o idee bună? Chiar că ai șosete cu ouă? Ce bine că mi-am adus și eu ouăle! Sunt în siguranță în sticlă! Uite, pot să le torn în tigaie! Oh, sunt gătite acum! Arată bine, nu-i așa? E timpul să mâncăm! Mâncarea e mereu mai gustoasă când ești cu cortul! E răcoare în dimineața asta! Poți să faci mai repede focul ăla? Uf, mă ocup imediat! Acum îi trebuie niște oxigen! Stai așa, aproape s-a prins, sunt sigur! Trebuie să mai suflu în el! Mă simt cam amețit! Jared! Ești bine? Mi-ai scuipat apă pe față? Da, leșinasei. Auzi, ia o pauză. De fapt, da, am o altă idee. Îmi trebuie două sticle de plastic pentru asta. Asta intră în cealaltă, uite așa. Ca să formeze niște foale. Vezi? Nu mai e nevoie de suflat. Uite, Jared, merge. Ha? Ce merge? Ah, uite, focul. Nu-i mare lucru, l-am aprins. Of, acum e cald totuși. Ăsta e un loc drăguț, nu? Am și ceva pentru tine. Ok, deschideți ochii. Sunt așa de frumoase, le ador! Sunt toate galbene, mai puțin asta. E specială. Exact ca tine. Vai, ești așa de dulce. Meriți un sărut. Un țânțar! Era pe fața ta! Mersi că m-ai salvat! Ne întoarcem la pupici? E unul pe tine acum! Ok, se pare că au plecat! Au! Au! Și eu! Sunt peste tot! Of, e plin de insecte! Am plecat de aici! Nu, Betty, stai! Ține-le pe astea nițel! Uite, sticla asta de apă o să ne salveze! Îmi trebuie ambele jumătăți ale sticlei, plus ceva care atrage insectele și apă. O să pun niște de asta pe fundul sticlei. Și apoi o să adaug apă. Pare să fie cantitatea potrivită. Apoi o să bag înăuntru partea superioară a sticlei cu fundul în sus. Gata! Am făcut o capcană pentru insecte! Betty, vezi? Insectele au dispărut! Ha, ai dreptate! Ce ușurare! Zboară în sticlă și nu mai pot ieși de acolo! E timpul pentru pupici! Am strâns multe vreascuri! Chiar că! Hiu, ce muncă grea! Apă, dă-mi și mie, sunt însetată! Ah, sigur, poftim! Hei, n-a mai rămas nimic! Ai băut-o pe toată? Ce-ar trebui să beau acum? Ești așa egoist! Of! Scuze, o să găsesc alta! La naiba! Și asta e goală! Stai, dar aici? Heh, se pare că și asta e goală! Da! Bravo, Jared! Vin imediat! Pot să folosesc apa asta? N-arată așa rău. Miroase ok. Betty, ți-am adus niște apă! Îți bați joc de mine? De unde ai adus-o pe asta? Chiar credeai că e sigur să bei așa ceva? Ah, avem cărbune! Clar o să meargă! Mai întâi stai să torn apa asta murdară în altă cană. Scârbos! De parcă aș vrea să beau așa ceva. Ok, acum am sticla și îmi trebuie un tifon. O să acopăr gura sticlei cu el. Și un elastic o să-l ajute să stea fix. Așa, am tăiat fundul sticlei. O să umplu partea superioară cu bucățile de cărbune rămase de la foc. O să bag întâi nisipul. Bun, și apoi pietrele, dar nu pe toate. Apoi e timpul pentru și mai mult nisip și o să închei cu ultimele pietre. Acum pot să pun sticla asta peste cea din care vreau să beau. E timpul să torn apa prin filtrul meu. Pietrele și nisipul rețin rezidurile și cărbunele curăță apa. Uite, vine apa curățată! Toată apa a fost turnată și filtrată. Uite ce curată e acum! Wow, mi-e super sete! Nu! Apa asta mi-aparține! Nu-mi dai măcar o gură mică? Ok, fie, doar tu ai adus-o! Ura! Și are un gust așa de bun! Ce zbor lung! Dar a meritat! O să mă bucur din plin de vacanța asta! Iu, hai să despachetez! Grăbește-te, te rog! Trebuie să merg la baie! Ups, scuze! Poți să ieși, scumpa mea? Hei, mama! Ah, ce bine e! Ce mult îmi plac bezelele moi! Oh, dulciuri! Ce picnic genial! Aia e o muscă? Uș, pleacă de aici! Șt, mami încearcă să citească! Wow, ce interesant! Ah, mă atacă! Ajutor! Salvează-mă! Mami, trebuie neapărat să faci ceva! Uite! Nu-i nimic! Calmează-te! Soluția perfectă! Nu plec niciodată de acasă fără ea! Hai să prindem niște muște! Perfect, mami! Cum merge treaba? Uite! N-a mers cum plănuiam! Te ajut și eu! Ah, aș putea folosi băta asta! Nu v-ați spus cu cine trebuie, muștelor? Ați încurcat-o! Bezelele astea moi sunt ale mele! Luați-te aici! Cât pe ce? Uite-o! Se mișcă rapid, văd! Nu-i bai, le prind eu! Hei, ce distractiv e! Ce se întâmplă aici? Tina, oprește-te! Stai așa! Am o idee! Trebuie să cumpăr ceva! Lasă bâta jos! De ce? Mă distram! Nu aveți scăpare, muștelor! O să vă distrug! Nu vreți să negociem? Am avut succes la cumpărături. Acum trebuie să-l montez. Bună, mami! Oh, ce-i ăla? Nu cred! Wow, mami, ce tare! Hai înăuntru, Tina! Ajută-mă să închid ușa. Sigur, mami! Acum trebuie să tragem fermoarul. Așa nu o să mai intre nicio muscă. E eficient! Ce relaxant e! Bună, scumpo! Se distrează de minune! Mami, uite ce de baloane de săpun! Sunt super multe! Nu vreau să înghiți săpun! Tina, încerc să citesc revista asta! Relaxează-te, mami! E super distractiv! Oh, nu! Nu e bine deloc! Mami, mami! Trebuie să spun ceva! Trebuie să fac treaba mare! Caută un copac! Hai, du-te! Poate acum îmi pot citi revista în liniște. Ăsta pare un loc bun. Sper să nu mă vadă nimeni. Ok, ia să vedem. Nu e ce trebuie. Trebuie să găsesc alt loc. Nu mă vede nimeni. O să mai încerc o dată. Alea sunt cumva urzici. Fundul meu! Mami, n-am reușit. E plin de oameni și de urzici. Mami! Poftim? Nu-i nimic, scumpo. Stai să mă gândesc. Stai așa. Poate dacă folosesc scaunul ăsta, putem încerca. Am nevoie de un cutter. O să încep prin a decupa un pătrat din material. Fix așa. Ok, ce urmează? Avem nevoie de ceva în care să cadă... știi tu ce? Aha, o să folosesc punga asta. O să o bag în gaură. Acum trebuie să o prind de scaun. E ok, am niște bandă adezivă. Acum îl pot folosi. În sfârșit! Mami, poți pleca, te rog? Te-am văzut făcând și chestii mai rele. S-ar putea să dureze ceva timp. Mult mai bine! Bine că suntem în aer liber! Bleah! Ce-ai mâncat azi? Ce ușurare! Ai niște hârtie igienică? Poftim! Și șterge-te bine, da? Da, da! O să am nevoie de mai multă hârtie pentru asta! Evident! Mami, am terminat! Mă bucur! Și acum trebuie să curăț eu! Super! Îmi vine să vomit! Uneori depinde de tine să creezi ceva distractiv și palpitant. Privește și învață! Dacă ai copii, este crucial să găsești chestii distractive de făcut în timp ce sunteți afară, atât pentru fericirea lor, cât și pentru sănătatea ta mentală. Arată bine! E timpul să privești cum ia amploare această idee. Cu puțină planificare și un pic de răbdare, o să obții imediat ceva distractiv pentru copii. Ok, e aproape gata! Copii, pregătiți-vă pentru distracție! Ghicește cineva ce e asta? Deși arată ca o grămăjoară de nisip, de fapt e ceva senzațional pentru copii. Ce întuneric e afară! Pare obosită, scumpo, întinde-te! Sper că nu sunt urși pe aici. Ce plăcut e! Mă bucur că facem asta! A dormit deja Lily? N-ai cum să nu adori un copil obosit în vacanță! Și eu sunt cam epuizată. O să închid nițel ochii. Ce se întâmplă afară? E un monstru! Uite ce gheare uriașe! Oare știe că suntem aici? Mamă, trezește-te! Abia adormisem. Dacă nu mă salvezi tu, atunci cine? Oh, nu! Cred că s-a apropiat și mai mult. Încearcă să intre în cort! Cine țipă? Lily, ce s-a întâmplat? E un monstru mare cu gheare uriașe! E afară! Folosește lumina asta ca să vezi mai bine! Nu-mi place niciodată să stau pe întuneric! E mai bine, nu-i așa? Ce? Oh, Doamne, m-a speriat fața ta! E prea intensă lumina asta, dar pot să rezolv treaba asta. Folosește o canistră goală de lapte sau apă și prinde lumina de ea. Fixează-o ca să nu se miște și asta ar trebui să reducă nițel din intensitatea luminii. Nu-i așa că e drăguță? Adio, întuneric! Cred că mă simt mult mai bine acum. Nu o să intre niciun monstru în cortul ăsta. Mi s-a părut că am auzit ceva. Somn ușor, omuleții mei! Ce? Nu mușc! Am plecat spre tabăra cealaltă! Cred că sunt 1000 de grade afară! Apa aia e tare atrăgătoare! Da, scumpo, hai să intrăm în apă! Mă întrec cu tine! Vin acum! Wow, ce frumoasă e pe plajă! Briza asta e spectaculoasă! Mamă, stai! E rece ca gheața! Ești sigură că vrei să intri? Stai puțin! Poftim? De ce? Hopa sus! E mult mai bine așa! Super! Să facem! Vreau să mă urc pe ea! Mă gândeam eu că o să-i placă să plutească pe chestia aia! Wow! E super relaxant! Stai! Am uitat să mă dau cu cremă de protecție solară! Cred că-i nasol! Dar sunt atât de departe! Hei, mami! Da? Mami, mă arde pielea! Mă doare! Oh, nu, e cuplit! Se pare că te-ai ars! Cred că doare! Dar acuși vine ajutorul? Gata! Razele soarelui nu o să te mai deranjeze acum! Mult mai bine! Mai am o idee pentru tine! Haide, de aici! Punem salteaua aici! Bun! Acum ne mai trebuie un obiect! Cordul? Îl legăm aici ca să nu cadă în apă! Și ne asigurăm că nodul e strâns! Hai să testăm chestia asta! Ușurel! Oh, mă pricep la asta! Bună, mama! Oh, ce bine arăți acolo, scumpo! Nu ești roșie deloc! Aș vrea să pot spune și eu același lucru! O nouă zi, mai multe de împachetat! Și primul pe listă este prânzul! Să nu-mi uit dulceața preferată! Super! Eu am o abordare mai agresivă când e vorba de făcut bagajul! Am nevoie de arcul meu și de ciocanul meu, logic! Așa da! Pot să iau chibriturile astea? Nu refuz niciodată un pic de căldură? Nu știu dacă e o idee prea bună. Să înceapă distracția! Omul aprinde focul! Nu, clar nu e o idee bună. O să le iau eu pe astea. Treaba asta putea să se sfârșească foarte, foarte rău. Dar cred că știu ce să fac cu astea. Dar mai întâi să scăpăm de chibrituri. Și să vină ciocolata. Și stixurile. Le înmuiem în castron. Par delicioase, nu-i așa? Apoi le punem la loc în cutie. O să fie super bune mai târziu. Scumpo, te super dacă citesc nițel? Hei, oare ce mai e în chestia asta? Alea sunt chibriturile mele? Speram să fie acolo. Hai să prindem o șmecherie de asta. Stai, aia e ciocolată? Wow! Chestia asta e mult mai bună decât un chibrit! Are un gust grozav! Aprop! Trucul meu viclean a mers! Alertă! Cea mai bună mamă! Și nu a luat nimic foc! Iu, simt că mă topesc! Aș bea ceva! Poftim, scumpo! Și e și sucul meu preferat! Încă unul? Chiar îți-e sete, nu-i așa? Ce bine că am adus stația mea de hidratare! E doar a ta, scumpă? Ce ușurare! Aoleu! Trebuie să găsesc o baie imediat! Vai! Nu știu, dar cred că aș putea să confecționez eu ceva. Dar mai întâi trebuie să pregătesc terenul. A ieșit bine! Trebuie să pun punga de plastic înăuntru. Și e gata! Și eu la fel! Nu te grăbi, scumpo! Sunt aici! Am ales ziua perfectă pentru picnic, nu-i așa? Locul ăsta pare perfect, nu? Da, chiar e locul ideal! Crede-mă, o să fie perfect! Ești pregătită să întindem chestia asta? Și ți-am adus toate gustările preferate! Așa că hai să trecem la treabă! Nimic nu se compară cu cititul cărții preferate? Deci aici rămăsesem... pot să mă joc acolo? Grozav! Pe curând! Woohoo! Uită-te la mine! Da! Am atât de mult spațiu aici! Super! Ok, trebuie să mă odihnesc nițel. Mami? Nu acum, scumpo, stai puțin. Mă rog, trebuie să simți iarba printre degete. Da! Pe ce am călcat? O, Doamne! Mama! Mă țeapă ceva în talpă! Vezi? Eu... Stai așa! Respiră! Eu sunt adultul aici! Mă descurc! Ce bine că mi-am adus trusa de prim ajutor și nu o să doară deloc! Acum! Seringa o să facă toată treaba! Acum o să trag gașchia formând un vid! Chestia asta merge de minune, nu-i așa? Poți să-ți iei adio de la așchie! Dacă nu vrei să o păstrezi! Wow! Mă simt mult mai bine! Mă duc să mă joc! Dar nu înainte de a te încălța! Ai înțeles? Nu mă deranjează deloc să mă încalți. M-am învățat minte. Acum, dacă aș putea să-mi leg și returile. Frate, nu mi-a fost niciodată atât de foame. De ce sunt atât de multe insecte aici? Ah, m-a mușcat ceva! O ustură! Și acum mă mănâncă! Nu pot să cred! Ah, cred că se simte plăcut cu aia! Aha! Ah, dulce alinare! Ah. Scumpo, ți-am făcut sandwich-ul preferat cu șuncă de curcan! Mmm, grozav! Mersi! Mmm, bun! Și desert? Mmm, mai mult zahăr! Mmm, bun! Ce crocante sunt! Acum sunt plină! Oh, da! Suc? Oh, vai! Dinții tăi! Știu că am adus o periuță de dinți! Ce-a pățit chestia asta? Cred că trebuie să aștepți până ajungem acasă! Asta e! Sau poți să folosești chestiile astea? Nu-i așa că sunt simpatice? Pui pasta de dinți aici și poți să o folosești, vezi? Încearcă-o! Haide, mușcă de aici, bine? Aș putea să încerc? Mmm, cred că funcționează! Nu-mi plac norii ăștia! Pare că vine o furtună! Ce zici? Nu arată prea bine, mami! Asta ne lipsea! Brr, se face frig! Ești bine? Brr, mi se face pielea de găină! Ah, nu e bine! Am o pătură în geantă! O să te ajute să te încălzești! Mersi, mami! Oh, ce pălăriuță simpatică! Pune-ți și jacheta asta ca să-ți fie cald și bine! Păcat că iau mor de frig! Ești bine, mami? Stai liniștită, mă descurc! Bine că păpușa mea nu are de frig! Stai, mi-a venit o idee! Mami, te putem înveli ca pe păpușa mea! Ce idee bună, Tina! Am niște folii alimentare la mine! Wow, ce noroc! Stai pe loc! O să-ți învelesc brațele în folie alimentară, parcă aș ambala un cadou! Apoi o să-ți acopăr și trunchiul! Acum nu o să mai fie frig și e impermeabilă! Hai să transformăm într-o jachetă! O să tai pe mijloc! Nu te grăbi, Tina! Știu ce fac! Oh, ce bine arată! Mă simt ca un model! Hai să plecăm! Ești gata să folosești câteva dintre aceste trucuri? Arată-le acest clip prietenilor tăi și nu uita să te abonezi la canalul nostru pentru mai multe sfaturi utile!